Salutare prieteni, bine ați venit la o nouă lecție de limba engleză. Ultimul timp simplu pe care îl facem este past simple, past tense simple, timpul, timpul, trecut simplu. Este o lecție pentru începători, pentru că voi explica de la zero cum se folosește și cum se formează acest timp. Past tense simple, timpul trecut simplu. Se folosește pentru o acțiune care a avut loc la un moment dat în trecut și care s-a încheiat. Foarte simplu. A avut loc acea acțiune și s-a încheiat. Verbele la timpul trecut sunt de obicei determinate de adverbe precum. Yesterday, ieri, two hours ago, acum două ore, last month, luna trecută, deci când vedem adverbe de acest gen, știm sigur că avem timpul trecut simplu. Pentru această lecție avem nevoie să vedem ce sunt verbele regulate și verbele neregulate. Verbele regulate formează timpul trecut, adăugând la sfârșitul lor terminația ED. Este foarte simplu. Vedem un verb regulat ca să-l punem la trecutul simplu, adăugăm terminația ED la sfârșit. De exemplu, create. La trecut simplu, created. Play, played. Work, worked. În schimb, verbele neregulate își schimbă forma atunci când sunt la timpul trecut nu mai merge cu terminația ed. De aceea aceste verbe neregulate trebuie învățate pe de rost. Este o listă, o am și eu pe canalul de YouTube. Și verbele neregulate schimbă forma în felul următor. De exemplu, avem verbul come, a veni. Come, la trecut, came. Write, a scrie, wrote. Sau go, went. Observați, la niciunul nu avem terminația ed. Nu mai merge așa. Trebuie învățate pe de rost. Și BY BOT. Verbere neregulate. Sunt la infinitiv, la past tense și la participiu trecut. Au cele trei forme. Pentru a forma timpul trecut simplu, noi avem nevoie de forma a doua, cea din mijloc. Past tense. De a doua formă. Pentru că verbele neregulate se învață așa. BY BOT BOT. Do did done become, became, become. Așa le învățăm. Așa se învață toate cele trei forme. Iar noi vom folosi forma din mijloc, a doua formă, past tense, de trecut simplu, pentru a forma timpul trecut simplu. Begin, began, begun. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Hide, hid, hidden. Mai departe, să vedem cum se formează past simple la afirmativ. Pentru verbele regulate, avem subiect plus verb și terminația ed. Eu am lucrat. I worked. Subiectul I, eu, și verb work cu terminația ed, worked. I worked. Eu am lucrat. Foarte simplu. Eu m-am jucat I played. Subiectul I, eu și verb cu terminația ed. Play cu terminația ed played. I played. Eu am plâns. I cried. I cried. Eu am lucrat ieri. I worked yesterday. I worked yesterday vă spuneam mai devreme, când vedem aceste cuvinte precum yesterday, ieri, alaltă ieri, știm sigur că avem past simple. I worked yesterday. Ea m-a ajutat. She helped me. Subiectul she, apoi verb help cu terminația de helped. She helped me. Ea m-a ajutat. Să vedem acum pentru verbele neregulate. Avem subiect plus Forma a doua de la verbele neregulate. Eu am mers acasă. I went home. Subiectul I, apoi forma a doua a verbului. Went home. Forma a doua este go, went, gone. Este went. Vedem acolo jos ce înseamnă forma a doua, cea de care vă spuneam mai devreme. Deci, verbul a merge este un verb neregulat. To go. Iar forma a doua este went, avem go, went, gone. Iar noi aici folosim forma a doua, went. Mai departe, tu ai luat bani, you took the money, you took the money. Avem subiectul you, tu, apoi verb neregulat, forma a doua, took the money, you took the money. Verbul a lua este neregulat, vedem acolo jos și formele sale sunt take, took, taken. Iar forma a doua este took, cea pe care o folosim noi. You took the money. Voi ați mâncat pâine. You ate bread. Verbul a mânca este neregulat. Vedem jos cele trei forme. Eat, ate, eaten. Noi folosim cea de-a doua formă, cea din mijloc. Și atunci spunem You ate bread. Voi ați mâncat pâine. La interrogativ, când punem întrebări, atât pentru verbele regulate cât și pentru cele neregulate se formează în felul următor. Avem did plus subiect plus verb la forma întâi, cea de infinitiv. Tu ai dormit. Did you sleep? Did you sleep? Did plus subiect you și verb la infinitiv sleep to sleep este la infinitiv Tu ai lucrat ieri Did you work yesterday Did you work yesterday Ea a mâncat astăzi Did she eat today Did she eat today Ce este foarte simplu atunci când punem întrebări la past simple, noi vedem întotdeauna acel did. Și trebuie să ne intre în cap. Când vedem did, știm că verbul este la infinitiv, este simplu, da? It. Did și it today. La negativ, când formăm negații, atât pentru verbele regulate, cât și pentru cele neregulate, se formează în felul următor Subiect plus did, plus not. Și apoi verb la forma întâi, cea de infinitiv. Este ca la întrebări, a doar este un pic invers ordinea cuvintelor și avem negația not. Acel did not se poate prescurta didn't. Tu nu ai condus ieri. You did not drive yesterday. Avem subiect you plus did, negația not și apoi verb la infinitiv, drive. You did not drive yesterday. Tu nu ai condus ieri. Forma prescurtată este așa: You didn't drive yesterday. Pentru că, după cum vă spuneam, did not se prescurtează didn't. You didn't drive yesterday. Ei nu au băut. They did not drink. They did not drink. Sau they didn't drink. They didn't drink. Voi nu ați auzit sirena. You did not hear the siren. You did not hear the siren. Subiectul you, apoi did, not și verb la infinitiv. Hear, to hear. You did not hear the siren. Voi nu ați auzit sirena. Și forma prescurtata, you didn't hear the siren. Aceasta a fost lecția de astăzi. Din nou am explicat pe ca să înțeleagă toată lumea. Cine n-a înțeles sau are întrebări, poate să me le lase în secțiunea de comentarii. O să încerc să le rămânesc acolo. Ne vedem la lecția următoare. Până atunci, spor la treabă! Salut!